Început furtunos de vară, ploile torențiale au măturat sudul țării. O furtună violentă a lovit și Constanța. Puhoaiele au inundat mai multe case, iar vântul puternic a doborât copaci și a avariat autoturisme. A fost în noapte albă pentru pompieri. Vijelia s-a pornit puțin după ora 4 dimineața. Vânt puternic și rupere de nori. Două gospodării au fost inundate de torenții formați în doar câteva minute. În scurt timp, dispeceratul ISU Constanța a fost asaltat de apeluri. A plouat atât de tare încât canalizarea nu a mai putut face față. În nordul orașului, doi oameni aflați într-o mașină au rămas blocați în apa care inundase carosabilul. În altă parte a localității, un copac doborât de furtună s-a prăvălit peste o casă. A început ploaia și foarte puternică, răpăia pe tablă, că avem tablă, și deodată e tros și deodată o vrucitură tare, de tot a văzut și berișa mea din partea elaltă, și zic, am sculat băiatul, zic că a căzut de pe noi. Am văzut crengi rupte pe acoperișul casei. Asta am văzut. 20 de oameni au anunțat autoritățile că pe mașinile lor au căzut pomi smulși din rădăcini sau ramuri uriașe rupte de vântul violent. La 112 au continuat să vină apeluri de ajutor mult timp după domolirea furtunii. De la ora 8 din această dimineață și până la ora 10, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru degajarea a 7 copaci căzuți, fiind avariate 4 autoturisme, iar unul dintre copaci a căzut peste o casă din municipiul Constanța. Urmează acum ca autoritățile să centralizeze pagubele produse de vijelie. Episodul de vreme rea a făcut prăpăd și în capitală. Timp de 2 ore, ploaia a paralizat Bucureștiul. Mai mulți copaci au fost doborâți și au avariat case și mașini. Colega mea, Amalia Chiriță, se află într-unul dintre locurile cele mai afectate de potopul de aseară. Amalia, bună ziua! Ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit, Livia. Furtuna a făcut prăpăd din nou în capitală. Noi ne aflăm acum pe șoseaua Olteniței, unde mai mulți copaci au fost pur și simplu doborâți la pământ de vijelie. De exemplu, acest copac a fost smuls din rădăcină și a căzut peste grădina unui bloc, distrugând și o mică parte din balconul de la etajul 1. Am vorbit cu câțiva locatari ai blocului și toți mi-au spus același lucru, că au fost îngroziți de forța pe care a avut o furtuna de noaptea trecută. În unele locuri, vântul a suflat și cu 75 de kilometri la oră. Două mesaje ro alert au fost emise de către autorități pentru bucureșteni, în care se preciza că este cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Furtuna de noaptea trecută vine la doar o săptămână după ce o altă vijelie a făcut prăpăd în București. Atunci 40 de copaci au fost culcați la pământ și mai multe mașini au fost avariate. Cod portocaliu de vreme rea a fost emis și pentru județ Ilfov, Giurgiu și Călăraș.